Lăudați să fie Iisus Hristos! Preasfințite, iubiți credincioși, încep cu o întrebare. Dumneavoastră, de unde ați aflat despre Iisus Hristos? Cum ați devenit creștini? Cum ați primit credința? Să spuneți că prin botez. Bine, dar credința pe care o cunoașteți, pe care o trăiți? Răspunsul este simplu. O să spuneți că de la mama, de la tata, de la părintele paroh. Bine, mergem mai departe, dar ei de unde au aflat? O să spuneți tot așa, de la părinții lor. Și tot așa mergem în istorie până ajungem la Iisus Hristos. Și iată că noi azi constatăm că sunt 2000 de ani de când vestea creștină, vestea despre Iisus, despre realitatea și dumnezeirea sa, se perpetuează din vorbă în vorbă. Fiecare am primit de la un martor, fiecare am primit-o prin mărturie. Așa cum ați văzut și în Evanghelie, de două ori apare acest cuvânt foarte frumos, de fapt, și cred eu, esențial în viața creștină. Eu am văzut și am dat mărturie, spune Sfântul Ioan Botezătorul. Tocmai de aceea, creștinismul nu este o știință exactă. Am luat microscopul și am descoperit creștinismul, sau am luat cine știe ce instrumente de măsură sau de calcul. Nu? Pentru că este o știință istorică. Și istoria totdeauna se perpetuează prin mărturiile martorilor, a celor care au văzut. Așa că credința este o știință prin mărturie. Și de fapt, dacă ne uităm bine, avem încă din momentul nașterii Iisus Hristos pe acest pământ martori. Diferiți martori, foarte diferiți. Și totuși, toți dau același lucru. Cel născut în Ieslea din Betleem este Fiul lui Dumnezeu. Au spus-o îngerii, au spus-o păstorii prin prezența lor, au spus-o magii prin darurile lor și drumul lor. Au spus-o mai departe Sfântul Ștefan, care moare pentru acest copil, o spun evangheliștii, Ioan inclusiv, o spune însăși Maica Domnului și cu Sfântul Iosif, o spune întreaga Sfântă Scriptură, o spune vocea Tatălui de duminica trecută de la botez asupra Iordanului, acesta este Fiul meu prea iubit, o mărturie foarte autorizată. Iar astăzi, din nou, Ioan Botezătorul, cel care ne-a fost tovarăș de drum în Advent, iarăși spune, eu am văzut și am dat mărturie, pentru că Dumnezeu mi-a spus, acela asupra căruia va coborî Duhul Sfânt sub formă de porumbel, acela este Fiul meu, acela este cel care trebuie să boteze. Iată așadar, vorbim despre mărturie. Dar foarte important este martorul, cât de credibil este. Totdeauna ne gândim că cineva când ne spune ceva, îl credem sau nu îl credem? Este vrednic de crezare sau nu? Să facem o scurtă paranteză, dacă vreți. Să ne imaginăm un om din Africa. N-a văzut în viața lui gheață. Niciodată. Nu știe ce e gheață. Acolo e numai cald, apa dacă se evaporă, dar nimic. Vine eu din Europa și îi spun, n-am văzut nici televizor, vine eu din Europa și îi spun, știi, apa se poate face așa de tare încât mergi pe ea, încât poți să spargi capul, încât este mai tare ca piatra. El va spune, imposibil, apa. Cine nu știe ce e apa? Cum se facă tare? Cum se facă gheață, cum spui tu? În cel de urmă eu îi voi explica ce înseamnă scăderea temperaturii și am să-i aduc câteva argumente. El în cele din urmă cred că va spune așa, nu pot să-mi imaginez ce spui tu, dar pentru că tu ești vrednic de crezare, cred. Și am să spun și altora. Cam așa este și cu credința. Iată că de 2000 de ani sunt oameni foarte credibili pe fața Pământului care vorbesc permanent despre Hristos. Oameni care au murit pentru asta și sunt cei mai vrednici de crezare. Oameni care își jertfesc viața pentru Hristos.
foarte vrednici de crezare, misionari care își părăsesc țara lor și merg departe, vrednici, pentru că văd că oamenii aceștia de fapt pun suflet, dau totul pentru ca vestea aceasta pe care o mărturisesc sau despre care dau mărturie să fie aflată de toți. Iată de ce astăzi mă întreb și eu, ne întrebăm toți, cât de credibili suntem. Am auzit de multe ori părinți care spun, părinte, nu știu, eu sunt, vin la biserică, fac ce fac, eu sunt, cred că sunt credincios, dar copiii mei nu prea. Nu știu ce să le fac. Acestor părinți, prima întrebare care le-aș pune eu, cred că, le-aș spune, nu cred că mărturia și viața dumneavoastră au fost foarte credibile. Mă tem că de multe ori a fost un fel de prefăcătorie, un fel de înșelare a conștiinței, un fel de program pe care l-am respectat, dar fără o convingere care să vorbească și să devină credibilă copiilor. Și cred că aici este una dintre probleme care ar trebui și mai bine pusă. De aceea spun, părinții devin martori pentru credința copiilor lor. Sigur, și preoții, și toți avem această responsabilitate, dar prima dată cred că părinții trebuie să fie foarte credibili când le vorbesc despre Hristos. Și pentru că am ajuns la cuvântul credibilitate, trec puțin mai departe. Creștinismul de azi, dumneavoastră credeți că este credibil? Dacă un musulman, să zicem, ar vedea creștinii care sunt divizați în 100 și nu știu câte biserici. Primul lucru care l-ar spune, un necreștin ar spune, voi vorbiți despre Hristos? Da, toți, toți. Despre același Hristos? Același Hristos. Și atunci de ce nu sunteți împreună în această mărturie? De aceea, ca o concluzie, ar spune azi, mai mult decât în alte secole poate, într-o lume care caută răspunsuri și mai ales poate îl caută pe Hristos, creștinii ar trebui să fie împreună în această mărturie. De aceea, unitatea creștinilor, nu pentru altceva, poate și pentru altceva, pentru că e dorința lui Iisus, dar în primul rând ar trebui să fie urgentă pentru mărturie comună. Dumneavoastră observați că se spune că numărul musulmanelor a depășit numărul creștinilor sau îl va depăși curând. De ce oare? Pentru că noi încă n-am ajuns, din păcate, nu știu cine, spun noi, toți, avem o vină probabil, n-am ajuns să spunem toți, să ieșim pe aceeași scenă a lumii, la același microfon comun, unul singur, să spunem, oameni buni, Iisus Hristos este totul pentru omenire, Iisus Hristos salvează, Iisus Hristos mântuiește, să spunem la toți, la necreștini mă refer, nu? Dar noi nu putem, din păcate, pentru că unul are un microfon, altul are alt microfon, unul are un altar, altul are alt altar și tot așa. De aceea eu lansez și vreau și spun la toată lumea, e necesar mai mult ca oricând în fața unei lumi care îl caută pe Hristos o mărturie comună, o mărturie împreună, o mărturie credibilă. Mergem mai departe. Tot credibilitatea sau mărturia pe care o dăm noi astăzi, lumii întregi, prin migrarea care are loc, de asemenea, poate fi foarte importantă. Am cunoscut o persoană din Bacău, care a mers în Italia, lucrează acolo de 10 ani și a convertit 3 persoane care nu mergeau niciodată la biserică. M-am bucurat de această mărturie a sa, e o femeie foarte puternică, o femeie foarte pe poziție și când spune ceva despre credința ei catolică, o spune cu toată ființa. 3 persoane, una chiar era foarte ateistă și împotriva bisericii. Azi mergem fiecare zi la Sfânta Împărtășanie. Și am ajuns la acest subiect al migrației, mă opresc puțin pentru că este ziua migrantului azi. Papa Ioan Paul al II-lea, așa cum scrie și preasfințitul în mesajul său, spunea că migrația este un dar. Noi, pe de altă parte, am lăcrimat și lăcrimăm de multe ori când auzim despre migranți, oameni care pleacă. Ne pleacă părinți, ne pleacă copii, ne pleacă cei dragi. Dar, reflectând asupra acestui subiect în această zi și ieri și azi, m-am întrebat, oare lumea nu prin definiția este una migrantă? Sau nu este ceva normal, firesc, natural? Dar poate este o chemare. Și mă gândesc, pornind de la Abraham, când Dumnezeu, ca să îi dea misiunea pe care o va avea, îi spune, ieși din țara ta. Și Abraham este primul migrant. Iese din
Urul Caldeii, vine drum lung până în Canaan, pe malul Iordanului, pentru a primi de la Dumnezeu misiunea pe care o va avea. Și aș spune că toată lumea parcă este migrantă. Facem o altă paranteză acum. Dintre dumneavoastră, toți știți, cât suntem acum în biserică? Câți ne-am născut în Iași? Nu știu, puțin. Sau dacă nu noi, cel puțin părinții noștri tot au venit de undeva. Deci comunitatea din Iași, ca să luăm cel mai simplu exemplu, este una a migranților. Toți am venit de la Preasfințitul care vine din alt sat, la Iași, și eu și toți am venit din alte părți. Altă paralelă. M-am uitat prin registrul anului 1900. Registrul botezați, cununați aici. A venit cineva și am făcut o privire prin registre. În anul 1900 erau foarte puține nume românești. Deci, aici la Iași au venit din altă parte. Deci suntem, iată, oameni migranți sau copii de migranți sau oameni care am ieșit din casa noastră din diferite motive. Nu știu motivele, așa este viața, dar suntem migranți. Adică este o stare de fapt, aproape încep să mă gândesc. Apoi, apostolii toți au fost migranți, au mers în alte părți, până la Roma, au ieșit din țara lor. Evreii au fost migranți și înainte, în Egipt, dar și după aceea când s-au risipit în toată lumea. Evreii din Iași, acum iarăși nu mai sunt aici, au plecat în altă parte. Mă refer la toți misionarii care au plecat în toată lumea. Au plecat din țara lor, stare de fapt. Mă gândesc apoi la, cum spunea și Papa Ioan Paul al II-lea, el însuși un migrant, a plecat din Polonia pentru a fi la Vatican. Actualul Sfânt Părinte este dintr-o familie de migranți. Așa cum știți, la începutul secolului 20, părinții lui au plecat din Torino, din Piemonte, spre Argentina. Toată America, nu știu câți americani sunt de rădăcină americană, nu toți sunt europeni. Deci iată, lumea aceasta este o lume care se mișcă tot timpul. Este o lume dinamică. De aceea încep să spun că nu mai este chiar așa de trist că lumea circulă. Este o stare de fapt, o stare de normalitate. Ba chiar în, și cu aceasta închei, Papa Francisc povestea odată despre mătușa lui care a plecat din Italia. Era cam frig în Italia, e adevărat, și-a luat o blană mare de vulpe și a plecat cu vaporul multe zile până a ajuns în Argentina. Când a ajuns acolo, după multe peripeții, era foarte cald și ea își păstra încă blana de vulpe pe ea, nu o dezbrăca nicicum. Toată lumea transpira, toată lumea nu mai putea, dar ea tot cu blana pe ea. Și se întreba la un moment dat, de ce nu se mai dezbracă, de ce acceptă să transpire, la care Papa spune, mătușa mea avea în căptușala blănii sale toată averea, banii obținuți din vânzarea casei și nu se îndura ca nu cumva să piardă banii. Și spune Papa, au fost foarte grele momentele în care noi, părinții noștri și rudele noastre, au ajuns în Argentina. Și așa aș putea spune că greutățile migrației există și dumneavoastră le știți bine, știți ce înseamnă depărtarea de țară, ați auzit de la copii, ați auzit de la părinți, probabil, dar fapt este că noi azi, de fapt, vrem să conștientizăm că suntem una, împreună în aceeași biserică și ne bucurăm mai ales atunci când auzim că chiar dacă au mers departe, rămân creștini buni, rămân creștini autentici, rămân creștini care ne fac nouă mare cinste. Iată așadar, astăzi rugăciunea noastră are două aspecte. Mai întâi de a fi buni martori pentru unitatea bisericii și rugăciune de comuniune și de punte cu toți cei plecați dincolo sau în alte țări, pe tot mapamondul. De fapt, așa e de mică lumea astăzi, încât toți putem spune că suntem împreună pe același pământ. Dar mai important este că conștientizăm că noi înșine, în mersul vieții noastre, suntem într-o permanentă mișcare. Dar ce bine ar fi ca această mișcare permanentă noastră să ne ducă către Dumnezeu. Lăudați să fie Iisus Hristos!